Fenomenul emigrației este unul extrem de cunoscut în Moldova. Cel mai des vor să plece tinerii care se plâng de lipsa oportunităților și salariile mici. Să fie așa sau e vorba mai mult de lipsa de informare și inițiative? În continuare, discutăm despre programul Start pentru tineri, care le oferă granturi tinerilor ce vor să-și dezvolte o afacere. Invitat la acest subiect este Zinaida Cosma, șeful unității de implementare a programului Start pentru tineri în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne face o deosebită plăcere. Despre ce este acest program și, respectiv, care sunt informațiile de bază, cine poate să aplice la acest program? Deci, programul Start pentru tineri a fost și este un program care are ca scop primordial introducerea tinerilor, pregătirea lor profesională, antreprenorială, pentru a putea iniția o afacere. Deci, toți tinerii care au o idee de afacere, au un hobby pe care vreau să-l transforme într-un venit care i-ar asigura un stil de viață normal, pot să își implementeze această idee în realitate. ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, îndeamnă ca tinerii să se informeze, pentru că acest program prevede mai multe componente. Unde se pot informa? Se pot informa pe pagina oficială ODA, .md. De asemenea, toată informația este și pe pagina oficială Ministerului Economiei. De asemenea, toate condițiile de participare la acest program, care sunt extrem de simple, le găsim pe pagină. De asemenea, suntem la recepție, toate datele de contact sunt pe pagina noastră respectivă. Adică toată lumea găsește informația de care are nevoie. Până atunci, haideți să facem un pic de claritate. Care este vârsta minimă și maximă a tinerilor care pot aplica și care sunt acele domenii? Pentru că bănuiesc că există și anumite restricții, adică nu pot aplica pentru orice afacere. Deci, dat fiind faptul că programul țintește mai mult tinerii, ca condiții de eligibilitate primordială este vârsta tânărului cuprinsă între 18 și 35 de ani inclusiv, care deține un certificat de instruire în cadrul componentei 1 acestui program, deoarece țintim și dezvoltarea antreprenorială a acestui grup țintă, pentru ca să inițieze o afacere este necesar și niște cunoștințe teoretice, ca mai apoi să le pui în practică. Respectiv, dacă le are, da. Este o condiție obligatorie să dețină un certificat de instruire în cadrul ODA. Uh-huh. Pentru că noi aducem informația concludentă și cât mai aproape pentru ca el să poată să inițieze afacerea, să-și întemeieze o întreprindere cu care să poată aplica. Și toate cunoștințele pe care trebuie de bază să le aibă teoretice, ne focusăm să le avem în componenta 1, în urma căruia deține deja, primește un certificat de instruire. Cu acest certificat, având vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, fiind cetățean al Republicii Moldova, tânărul își înființează o companie și depune la grant finanțare nerambursabilă. Mai nou, în cadrul programului și pentru în general a facilita accesul tinerilor, ODA vine cu o noutate anul acesta. Deci tinerii, dacă până acum era obligatoriu să-și întemeieze o întreprindere, acum el poate să depună ideea lui de afacere transpusă într-un plan de afaceri din numele persoanei fizice. Uh-huh. Deci dacă proiectul său este bine redat, este pregătit, atunci comisia de evaluare îl evaluează și proiectul său trece concursul proiectelor, atunci el are la dispoziție o lună de zile pentru a-și întemeia întreprinderea și deja a semna contractul de grant cu ODA. Am înțeles. Spune-mi un pic mai devreme, Zinaida, de acel certificat. Da. Este gratuit și în cât timp îl pot obține cei care vor să aplice? Da, este absolut gratuit. Ei se înregistrează online pe pagina noastră oficială. Se formează grupele. Toată instruirea este online, durează 6 zile.
Poți să o faci de oriunde ești, din ce parte a lumii dorești, respectiv certificatul iarăși îl primești online. Am simplificat la maximum setul de documente, de depunere, modalitatea și posibilitatea, în primul rând, de a depune online. Respectiv, accesul sau condițiile de acces pentru... sunt simple. Sunt simple sau maximal simplificate posibil. Un lucru minunat și cumva care motivează sau încurajează tinerii care vor să vină în mediul de afaceri. Care sunt domeniile, dacă sunt anumite domenii cu prioritate? Deci țintim ca domenii prioritare introducerea de inovații, de know-how, de prestări servicii, producere pentru tinerii care se lansează în afaceri. Orice idee de afaceri cu elemente inovaționale sunt prioritare, care formează sau dă posibilitatea la formarea mai multor locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Sunt și anumite domenii care sunt interzise. Deci, atât în cadrul programului Start pentru tineri, cât și respectiv toate programele implementate de către organizația noastră, îl are ca domeniu, să spunem așa, neeligibil, comerțul. Uh-huh. În rest, domeniile toate sunt eligibile cu diferite deja priorități de inovație, de... Mai simplu vorbind, nu își pot deschide un magazin sau, de exemplu, un schimb valutar? Da, da. Deci, nu se încadrează în... Care este suma maximă pe care o pot obține cei care aplică la acest program? Noi, în cadrul programului Start pentru tineri, avem două componente care puțin diferă de una de alta. Deci componenta 2, unde tânărul, înființând o întreprindere, poate depune cu suma maximă a grantului de 200.000. 200.000 sunt bani nerambursabili, care nu includ TVA-ul, iar tânărul, având obligația de a intra în acest proiect, să spunem așa, cu 30% contribuție proprie. Avem și componenta numărul 3, care iarăși anul acesta o prezentăm ca o inovație, și anume o conlucrare, o colaborare între instituțiile financiare, bancare, cât și nebancare, și ODA, în care am cumulat sau am creat un pachet financiar, ceea ce reprezintă că oferim tânărului posibilitatea să acceseze un pachet financiar la aceste instituții financiare, din care 85% va constitui un credit la dobândă fixă preferențială pentru tineri și 15% din acest pachet financiar va constitui grantul. Adică simplu doar să vrei și în rest te pui pe roate. Am înțeles, până aici este claritate. Care este data limită până când pot să aplice tinerii? Deci apelul la moment este continuu. Da, este în limita bugetului. Tinerii pot să aplice oricând, atâta timp cât se pliază cu condițiile de eligibilitate și au la activ acest certificat de instruire. O concretizare aș vrea să spun că doar cei care aleg să participe la componenta 2 au obligativitatea de a deține acest certificat. Cei care aleg să-și desfășoare, să-și lărgească spectrul de servicii, pot aplica doar la componenta 3, bănuiesc eu credit la bancar. La componenta și... 3 deja nu mai este obligatoriu acel certificat de instruire. Cumva, având o afacere și dacă vrei și a doua afacere să o deschizi, componenta 3 este și ea binevenită. Nu este obligatoriu, deci poți să începi cu componenta 2 pentru a-ți iniția afacerea, după care să ești eligibil și la componenta 3 pentru a desfășura mai departe această activitate, pentru a te lărgi. Am înțeles, aș mai fi vrut să discutăm și alte aspecte ale acestui program, pentru că sunt multe, dar cumva fiind presați de timp, îți mulțumim pentru prezență. Sunt convins de faptul că tinerii vor fi receptivi și vor aplica ca să rămână aici în țară, să dezvoltăm o țară, avem cu ce și avem și oameni frumoși și resurse. Mulțumim, Zuneida. Mersi frumos de invitație și invităm toți tinerii în cadrul organizației noastre, unde este un centru de consultanță, unde pot veni oricând, nu este pe programare, suntem dispuși să-i informăm.
chemăm să-i primim și despre informarea despre alte programe la care ei pot să acceseze, să-și dezvolte afacerea. Cu drag, te așteptăm să revii, să discutăm și despre succesele tinerilor. Până la noi, revederi, toate bune!